În fiecare an, pe data de 6 august, se sărbătorește schimbarea la fața Domnului. Pe muntele Tabor, când Iisus se ruga, apostolii s-au convins că acesta nu este doar un proroc al lui Dumnezeu, ci Fiul Său. Semnificația tainică a acestei sărbători o reprezintă posibilitatea omului de a se îndumnezei încă din viața aceasta. În popor, ziua de astăzi este privită ca și începutul toamnei, zi de care se leagă o serie întreagă de obiceiuri, tradiții și superstiții. Se spune că cei care nu țin această sărbătoare vor fi uscați și gălbejiți ca florile care de acum încep să se vestejească. Este bine ca, până la această dată, țăranii să termine de cosit și de adunat fânul. De acum, iarba îmbătrânește, diminuând calitatea furajului. Cei care au sărbătorit schimbarea la fața Domnului pe muntele Tabor povestesc că, în timpul Sfintei Liturghii, se coboară asupra mănăstirii ortodoxe un nor luminos, care nu are caracteristicile unui nor obișnuit. Norul apare o singură dată pe an, întotdeauna în același loc, în direcția Nazaretului, și la aceeași vreme, până noaptea târziu.